E bine cuvântat sufletul lor și viața lor și ai pus pe inimă pe acest copilaș să-l aducă în casa ta. Unde tu ești Domn și Stăpân peste casa ta și casa ta suntem noi, peste care este chemat numele tău ce sunt peste sufletul nostru și peste viețile noastre. Și venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru că pe sora ai binecuvântat cu un copilaș pe numele de Abel. Aleluia! Te rog, întinde-ți mâna peste el, Doamne. Amin! Și, te rog să-l binecuvintezi. Amin. Fie slăvit numele tău. Doamne, îndură-te, dacă cumva la naștere, Doamne, a rămas cu ceva urmări de boli, de neputință. Mă rog, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, te rog să-l eliberezi, Doamne. Te rog să-l eliberezi, să-l vindeci, Doamne, să-i dai o inimă bună, să-i dai lumină, înțelepciune, pricepere, să-i dai o creștere sănătoasă, Doamne. Și când va fi mare, te rog să-l faci un vas de cinste, folositor și destoinic pentru orice lucrare bună în numele Domnului Iisus. Aleluia! Slăbit să fie numele Tău. Și te rog să-l păzești, Doamne, de boli, de accidente, de foc, de moarte. Să-i le în brațul Sfânt, să-i dai viață. Slăbit să fie numele Tău, aleluia! Pentru că Tu ești cala, adevărul și viața. Slăbit să fie numele Tău. Cred, Doamne, că L-ai binecuvântat pe Abel. Slăbit să fie numele Tău, că ce binecuvintezi Tu, rămâne binecuvântat în veci. Binecuvântă și părinții lui, Doamne. Te rog să le dai și lor o inimă bună, să le dai mai multă credință și te rog să le dai putere să slujească, să facă voia lui Dumnezeu la care Tu i-ai chemat. Binecuvântă-i cu binecuvântările cerului și al pământului, Doamne. Binecuvântă pe bunica lui, slăbit să fie numele lui. Binecuvântă-o și pe cu pace, Doamne. Prin încercarea pe care a trecut, Doamne, întărește-o pe cale. Aleluia! Tu ești apărătorul văduvei, slăvit să fie numele Tău și Tatăl săracului și apărătorul văduvilor. Te rog, poartă-i de grijă, Doamne, și binecuvântarea Sfântă să rămână peste cortul, peste familiilor, fie slăvit numele Tău în veci. Amin.